salut, prieteni, sunt Doru Pop din Springfield, Missouri. Mă bucur să fim împreună. De data aceasta am să am un nou episod din Ce se mai întâmplă pe la noi și acesta este legat de deschiderea lucrărilor Convenției Partidului Democrat care a început ieri. Cum spuneam de ieri, a început convenția Partidului Democrat. El se ține, ea se ține la Chicago, Illinois și deja de ieri încoace, mai de fapt de dinainte de ieri, de vineri, sâmbătă, erau pregătiți mai mulți demonstranți care s-au adunat împreună pentru a protesta în favoarea Palestinei, Palestinei și pentru Hamas. Partidul care atunci când Trump a ridicat un gard la granița cu Mexicul pentru a împiedica invazia de ilegale, a strigat că acțiunea lui Trump este rasistă, acum a ridicat un gard dublu în jurul sălii în care se ține convenția să împiedice intrarea demonstranților pro-Hamas în incinta clădirii unde se ține convenția ca să facă tulburări acolo, să nu facă tulburări acolo. De asemenea, același partid care țipa împotriva verificării documentelor de identitate la centrele de vot, acum a întârziat cu peste două ore începerea convenției, deoarece s-au verificat documentele de identitate ale tuturor celor care au participat la deschidere. Deci aici este un standard dublu. Dacă eu fac ceea ce, este, ce faci tu și justific, iar pe tine te acuz pentru ceea ce faci, la fel ca și mine, este un standard dublu care este practicat de Partidul Democrat. A fost și un grup mic de demonstranți pro-Israel, dar au fost împinși undeva la, la o parte, ca să nu se creeze confruntări cu cei ce protestau împotriva Israelului. De asemenea, s-au instalat clinici gratuite în apropierea sălii de convenție. Aceste clinici au oferit doritorilor operații de vasectomie, adică sterilizare prin a bărbaților prin operație chirurgicală și de asemenea avort. Nu ni s-a spus dacă au fost amatori de avorturi sau de vasectomie, dar bă, nu, până că au fost. Doar era gratis totul. Vorba acelei soții care a venit acasă de la cumpărături cu un braț de rochii, soțul, dragă, de ce ai cumpărat atâtea rochii? Dar n-ai nevoie de rochii, atâtea rochii, ai rochii destule. La care soția, ai dreptate, nu-mi trebuiau, dar nu puteam să le las la magazin, Dar erau atât de ieftin, aproape gratis. Într-adevăr, nu este nimic mai ieftin decât gratis. Uh, numai atunci când socotești repercursiunile și urmările a ceea ce este gratis, atunci îți dai seama că uneori gratis costă enorm. Candidata prezumtivă la funcția de președinte, doamna Harris, care a fost vicepreședinta lui Biden și încă este, este relativ necunoscută. Există clipuri cu zecile pe internet care o prezintă fie cerând desfințarea poliției, fie strângerea de fonduri pentru plătirea cauțiunii celor ce în 2021 au ars centrele orașelor din America, fie pentru tot felul de alte cauze extrem de liberale din punct de vedere moral. Într-un clip, Harris pretindea că guvernul ar avea dreptul de a sequestra unele proprietăți private sau are dreptul de sequestrare și preluare a unor brevete de invenție. Realizările doamnei Harris sunt nule, în afară de faptul că a distrus alături de alți politicieni, ea fiind... Procurorul General al Statului California, înainte de a deveni senator și înainte de a deveni vicepreședinte. Ea a fost o, una dintre femeile care a contribuit la distrugerea statului California. Ea a fost pusă de către Biden ca șefă peste ceea ce se întâmpla la granița Americii cu Mexicul. Dar ea n-a făcut nimic pentru a opri sau a limita invazia de la Sud. Nici măcar nu a fost acolo ca să vadă ce se întâmplă. De vorbit nu poate vorbi decât dacă are în față un teleprompter. Fără el este total pierdute. Se spune la noi că prezintă, fără teleprompter, un fel de salată de cuvinte. În această seară, poate că deja s-a și întâmplat, Obama urma să o prezinte sau a prezentat-o ca actuala candidată și nimeni nu va zice nimic nimeni nu zice nimic că populația sau 15 milioane de oameni deja și-au oferit suportul pentru Biden, dar Partidul Democrat l-a împins la o parte pe Biden, împreună, șefii Partidului Democrat, Obama și Pelosi și Schumer l-au împins la o parte pe Biden și au propulsat-o în locul lui pe vicepreședinta care cândva fusese ales, aleasă numai pentru că avea o altă culoare decât Biden și pentru că era femeie. Populația însă nu cunoaște această femeie. Nu numai că nu are nicio realizare notabilă, dar nu are nicio platformă politică cu care să vină în fața poporului. Ea a fost ajunctă lui Biden și ar dori ca acum să se debaraseze de relația de serviciu cu el și de realizările, realizări în ghilimele, dar nu poate. În speech-ul lui de aseară, Biden a menționat zeci de realizări pe care administrația lui și a lui Harris le-au avut, Harris fiind vicepreședintea lui. A încercat această doamnă cum câteva zile să prezinte o platformă economică, ce urma să o aplice în primele zile de guvernare, dacă va fi aleasă, și anume să ea va impune, a promis că va impune un control asupra prețurilor aliment alimentelor și va da de asemenea 25.000 de dolari celor ce doresc să-și cumpere prima lor casă. A doua zi, după ce a spus aceste lucruri, i-au sărit în spinare și în ziare și postul de TV, de televiziune liberale, ce propusese ea era o tâmpenie. Așa că Harris nu mai menționează acum această acțiune. Uh, Harris a fost, prin, după cum spunea Biden, uh, a fost instrumentală în votarea acelei legi uh, în Senat care a băgat uh, America într-o datorie externă de peste 3 trilioane de dolari. Ea, pentru că partidul era uh, relativ, uh, avea membri egali, ea a fost uh, Fiind șefa Senatului, a fost aceea care și-a oferit votul în favoarea democraților, democrații, votând astfel cu 51 la 50, în favoarea acelei legi, cum spuneam, care ne-a băgat într-o datorie enormă. De unde provin acești bani? S-au tipărit efectiv de acolo. Și acest, acest, acest program și aceste lucruri au creat inflația cu care noi ne confruntăm acum. Sau so, ce program politic are această nouă echipă prezidențială formată din Harris și un fost guvernator al statului Minnesota pe nume Waltz? Una singură, cu certitudine, legalizarea la nivel federal a avorturilor. We, believe in reproductive freedom, will stop Donald Trump's extreme abortion bans because we trust women to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. Astfel încât niciun stat din federație să nu mai poată interzice avorturile. Waltz este atât de radical încât el a semnat o lege când era guvernator în statul său Minnesota, conform cărea Avortul se putea efectua și în ultimul trimestru al sarcinii, baciar, până în ziua nașterii. So Minnesotans know that your access to reproductive health and your right to make your own healthcare decisions are preserved and protected. And because of this law, that won't change with the political winds or the makeup of the Supreme Court. This is a bill for Minnesotans today and all future generations. Oh, am greșit. Cei doi și partidul din spatele lor mai au un obiectiv să ofere protecție sub legea cunoscută la noi, Title IX, o lege care a fost promulgată cu mulți ani în urmă pentru a oferi protecție femeilor la locurile de muncă și în sport și în alte domenii. De exemplu, acum ei vor ca Title IX să ofere protecție transgenderilor care doresc să participe ca femei în jocurile sportive ale femeilor, făcând astfel aproape imposibil ca o femeie să mai cucerească vreun premiu. Vă amintiți la recenta olimpiadă care s-a ținut la Paris, când la box au ajuns în finală doi băieți, la femei, în categoria femei, doi băieți care se credeau femei. Ministrul de Transport, un om homosexual pe nume Pete Buttigieg, care este căsătorit cu un bărbat, căsătorit în ghilimele, împreună cu care au înfiat doi copii, a spus că avortul le oferă libertate bărbaților, care astfel se pot culca cu femei fără frică de consecințele care însoțesc o sarcină rezultată din aventura lor amoroasă. Unul din argumentele folosite de cei ce promovează avortul este că fătul nu este o persoană sau o ființă umană. În Arizona la 14 august curent Curtea Supremă a statului respectiv a decis că în acele panflete, panflete informative care se distribuie cu ocazia campanilor electorale, fătul, sarcina, poate fi numit ființă umană nenăscută. Să vezi protestele celor ce sprijină avorturilor. Auzi, domnule, fătul ar fi o ființă umană nenăscută. Ce imparțialitate a judecătorilor, sau ce parțialitate mai degrabă, unul dintre cei ce au propus acest limbaj pe panflete electorale și au susținut decizia Curții Supreme este românul Ben Toma, liderul Camerei Reprezentanților din Arizona. Știi care este culmea? Dacă cineva comite un omor împotriva unei femei însărcinate, în care moare și sarcina, omorul este considerat a fi agravant, este dublu, deoarece s-au omorât două persoane, mama și fătul. Dar dacă fătul nu este o ființă umană nenăscută, atunci ce este? Este un făt de câine sau de vițel sau de altceva? Un alt argument al celor ce susțin avorturilor este că guvernul nu trebuie să se bage în deciziile individuale ale persoanei care dorește să avorteze. Dar dacă guvernul se ocupă activ în politica sa, prin avocații săi, prin tot felul de mijloace, să impună o lege care să legalizeze avortul, atunci ce face de fapt guvernul? Nu se bagă în deciziile persoanelor? Al fiecărui individ? Apoi, de asemenea, se folosește și argumentul că cei ce sunt pro-viață sunt, de obicei, persoane religioase, aparținând în marea lor majoritate creștinismului. Ori biserica și statul ar trebui să fie entități separate, zic ei. Guvernul nu ar trebui să se bage sau să bage pe gâtul populației principii morale religioase. Dar atunci, ce facem cu violul? Mai este o crimă violul sau nu mai este? Deoarece creștinismul condamnă violul ca fiind o crimă. Ce facem cu furturile? Una dintre cele 10 porunci spune că să nu furi. Acum va fi bine să furi? Este etic? Sau se poate fura deoarece aceasta este o morală creștină? Creștinismul a impus în secolele trecute morala creștină chiar și în cazurile în care creștinii o încălcau în mod flagrant. Și evident, majoritatea cetățenilor știau că uh, ce anume era sau nu era conform moralei creștine. Această morală a adus Europa și America, de exemplu, la acea dezvoltare din toate punctele de vedere care lipsește în anumite state dominate de islam, hinduism și alte religii. Un lucru este cert. Dacă doamna Harris și uh, vicepreședintele ei, prezumtiv Waltz, vin la putere, America va continua căderea morală din ultimii ani și este posibil ca să ajungă într-un punct din care să nu mai fie întoarcere. Acest lucru va fi un exemplu viu pentru oricine are ochi de văzut și minte de înțeles. Cât este de grav să abandonezi pe Dumnezeu, să te lupți cu El și, deși L-ai cunoscut, să nu-L slăvești și să atragi asupra ta ceea ce spune Pavel în Romani 1, și anume că cei ce n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor și, și în respectul lor, aș zice eu, Dumnezeu i-a abandonat în voia minților blestemate. Doamne ferește! Aici o să închei promițând că trebuie să revin pe tema avorturilor ca să vorbesc puțin de această, de această chestie într-un serial următor sau într-o într postare următoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie cu voi, să ne păstreze în sănătate și în harul său lângă sine și să ne vedem cu bine data viitoare, oricând va fi aceea, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta. La revedere!